Doamna ministru Simona Bucura Oprescu, bine ați venit la interviurile Hot News. Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe cei care ne privesc. Doamna ministru, în ultimele zile am tot auzit criză majoră, scandal monstru, acum premierul Ciolacu spune despre ministrul finanțelor că este un fel de păpușă vudu, totul pornind de la noua lege a pensiilor pe care toată lumea o aștepta. Ce se întâmplă, de unde atâta scandal și atâta nervozitate în coaliție? Construcțiile care durează se fac în timp de pace. Îmi doresc ca săptămâna aceasta să respectăm calendarul. Profit de prezența la emisiunea dumneavoastră pentru a-i ruga pe toți parlamentarii români să facă împreună cu noi efortul ca în această săptămână legea care aduce reformă în sistemul public de pensii să treacă și în felul acesta să le aducem românilor ceea ce merită, respect. Este important să le arătăm acestora că reforma sistemului public de pensii este făcută pentru dânsii și că, datorită acestei reforme, împreună corectăm inechitățile din sistemul de pensii din România. Doamna ministru, din partea Ministerului de Finanțe auzim totuși că nu sunt bani care să susțină această reformă a pensiilor. E o veste bună că avem o nouă lege a pensiilor, dar e o veste proastă că nu sunt bani. Sunt sau nu sunt bani? Nu s-a făcut încă bugetul pentru 2024, dar este important ca românii să știe că legea pe care noi am făcut-o este o lege sustenabilă. Această lege a fost lucrată împreună cu experții de la Banca Mondială, cu experții de la Comisia Europeană. Impactul suplimentar în 2024 este de 10 miliarde lei noi, ceea ce înseamnă 0,6% din PIB. Este foarte important ca România să facă acest efort ca semn de respect pentru muncă și pentru pensionarii săi. Este foarte important ca și colegii noștri de la Ministerul de Finanțe să aibă o colectare mai bună, să reușească să combată evaziunea, să finalizeze digitizarea și digitalizarea proceselor de la Ministerul Finanțelor, astfel încât, sigur, să găsim și bani pentru pensii. Eu am încredere în aceștia și am încredere în capacitatea Guvernului României de a-și prioritiza cheltuielile și nu în ultimul rând de a ține cont că acest efort, efortul pentru cheltuiala cu pensiile, este un efort pe care românii îl merită. Și până la urmă nu este nici așa de mare. 0,6% din PIB impact suplimentar cu pensiile în 2024, eu cred că este un efort pe care românii care au muncit îl merită. 0,6% din PIB este practic același procent pe care Ministerul de Finanțe l-a trecut în acel aviz pe care l-a dat pentru noua lege a pensiilor, dar acest 0,6% în plus din PIB ar însemna un deficit bugetar în 2024 la anul de 5,5%, mult mai mult decât România are angajamentele asumate cu forurile internaționale. Mai mult, în 2025 ar însemna un efort mult mai mare, de 1,8% din PIB, ceea ce ar duce deficitul la 6,1%. Ce facem? Cum putem să acoperim acești bani? A fost o întreagă discuție în acest an, apropo de deficitul bugetar. Responsabilitatea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale este că prin noua lege aducem respect românilor și corectăm inechitățile. Prin noua lege încercăm, pe de o parte, să le dăm ceea ce merită pensionarilor, pe de altă parte, să le arătăm celor care sunt încă salariați că încurajăm stabilitatea în muncă, că încurajăm performanța, studiile și natalitatea. Ei bine, cu privire la sustenabilitate, este foarte important ca dumneavoastră să știți că acest proiect a fost lucrat împreună cu specialiștii, cu experții de la Banca Mondială și de la Comisia Europeană. Este foarte important să știți că în 2024 impactul suplimentar este de 0,6% din PIB, ceea ce
Din punctul nostru de vedere, sigur, ținând cont și de faptul că proiectul a parcurs toate etapele, inclusiv validarea politică în coaliție, dar și toate etapele guvernamentale, considerăm că este important, mai ales având în vedere că bugetul pentru 2024 încă nu a fost făcut, că este foarte important ca noi toți să ne mobilizăm și să găsim resursele guvernamentale pentru susținerea acestei noi legi. Sigur, asta printr-o mai bună colectare la nivelul Ministerului Finanțelor, printr-o scădere a evaziunii fiscale și nu prin taxe sau dări noi pentru români. Invoca Ministrul Finanțelor că s-ar putea să fie creșteri de taxe. Chiar sigur, a spus asta. Sigur, politica fiscal-bugetară o fac colegii noștri de la Ministerul Finanțelor și Guvernul în ansamblul său. Dar eu știu că atunci când se dorește, se poate. Eu cred că și de data aceasta se pot găsi resurse, așa cum și altă dată este demonstrat că s-au găsit, cu atât mai mult pentru susținerea unui act normativ care nu face altceva decât să aducă respect și echitate pentru români. Doamna ministru, în același aviz al Ministerului Finanțelor scrie negru pe alb că în situația în care după intrarea în vigoare a legii se constată o deteriorare a evoluției deficitului bugetar, se va analiza posibilitatea eșalonării sau a aplicării etapizate a creșterilor care sunt generate de noua lege. Bun, cei de la Ministerul Finanțelor au venit în avizul domniilor lor cu observații. Această observație nu a fost preluată, iar după cum am spus și mai devreme, tot ceea ce ține de politica fiscal-bugetară a României sunt chestiuni care țin de Ministerul Finanțelor. Responsabilitatea noastră este a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale este de a face o lege bună pentru români, ceea ce având în vedere angajamentele pe care le arat prin PNRR România, ne-am și străduit să o facem, fiindcă este foarte important ca această lege să fie gata până pe 20 noiembrie adoptată în Parlament, astfel încât să putem să avem calendarul îndeplinit, renegocia PNRR-ul și scoate 9,4, care practic îngheța pensiile românilor până în 2070. Calendarul este foarte strâns și este important să respectăm și în tot acest calendar să vedem ce este cu adevărat important pentru România. Deci Guvernul României, condus de șeful dumneavoastră de partid, domnul Marcel Ciolacu, în acest moment își asumă, are o garanție, dă o garanție politică că această lege va intra în vigoare la 1 ianuarie, iar românii vor avea pensionarii români vor avea pensiile recalculate până în septembrie anul viitor, e corect? De fiecare dată când PSD a fost la guvernare, am avut guvernări serioase în care am avut grijă de români, am avut grijă ca veniturile acestora să nu scadă, iar reformele pe care le-am făcut să fie sustenabile. Așa este și acum. Guvernarea Marcel Ciolacu este o garanție pentru români, un angajament că pensiile acestora și ceea ce merită datorită anilor de muncă vor fi pensii mai bune, iar anul viitor vom avea o reformă care îi privește pe toți pensionarii din România și datorită căreia fiecare pensionar din România va avea venituri mai bune. Haideți să intrăm să discutăm puțin și despre ceea ce propune noua lege a pensiilor. Care va fi cea mai mare creștere a unei pensii din România potrivit acestei noi legi? Anul viitor suntem primul guvern care va avea două etape datorită cărora, două majorări datorită cărora pensiile românilor vor crește. Prima la 1 ianuarie 2024, când datorită majorării cu 13,8%, toți românii vor avea pensii mai mari. Este vorba de o majorare
cu rata inflației, o majorare care va duce la o creștere a valorii punctului de pensie de la 1785 de lei, cât este în acest moment, la 2032 de lei, începând cu 1 ianuarie 2024. Apoi, vom avea perioada în care vor fi elaborate normele de aplicare ale legii, apoi crearea softului de recalculare pentru pensii după noua lege și apoi vom avea recalcularea efectivă, datorită căreia până la 1 septembrie toți românii vor primi deciziile de pensie cu pensiile recalculate. Începând cu 1 septembrie, în luna septembrie, fiindcă pensiile se plătesc lună pe lună, românii vor primi pensiile recalculate, care vor aduce echitate între aceștia. Este important de Echitate, vă știut, referiți la ce exact? este important de știut că fie că vorbim de o doamnă, fie că vorbim de un domn care s-au pensionat în perioade diferite, în condiții diferite și care aveau cuantumuri ale pensiei diferite, vor beneficia de la muncă egală, plată egală. Adică, fie că discutăm despre un domn sau o doamnă, fie că discutăm despre o persoană pensionată după o altă lege, fie că au fost pensionată în baza legii 263, fie că a fost pensionată în baza legii 19 sau în baza legii 3 pe 1977, indiferent de momentul pensionării, la aceleași contribuții și aceleași situații cu privire la perioadele asimilate și la punctele de stabilitate, fiindcă acestea sunt cele trei componente ale noii legi, vor avea cuantumuri ale pensiei egale. Pe de altă parte, este important să le spunem tuturor românilor că nici o pensie nu va scădea. Se va menține în urma recalculării cuantumul favorabil. Doamna ministru, dacă, nu știu, aș avea ani de contribuție pentru a putea ieși la și vârsta ca să ies acum la pensie, ce m-aș sfătui? Să ies astăzi la pensie sau să ies după ce intră în vigoare noua lege? Este important să știți că noua lege încurajează munca, fiindcă pentru un stagiu de cotizare peste 25 de ani se acordă puncte suplimentare, puncte de stabilitate. Dacă dumneavoastră veți avea între 25 și 30 de ani stagiu de cotizare, veți avea 0,5 puncte pe an, puncte de stabilitate. Dacă dumneavoastră veți avea între 31 și 35 de ani ca stagiu de cotizare, veți avea 0,75 puncte pe an, puncte suplimentare. Peste 35 de ani, un punct suplimentar. Prin urmare, prin noua lege, noi încurajăm munca. Și mesajul pe care vi-l adresez este să rămâneți aici la Hot News, fiindcă faceți bine ceea ce faceți și în același timp, fiecare dintre noi, inclusiv noi, oamenii politici, avem nevoie de dumneavoastră pentru ca mesajele noastre să ajungă la români, dar în același timp, Să sfătuiesc pe cineva să mai muncească, nu? Să mai în muncească în același continuare, timp, da? pentru a avea un sistem de pensii sustenabil prin contribuțiile pe care dumneavoastră le aveți la BASS. Doamna ministru, am văzut că se schimbă formula de calcul a pensiei și poate explicăm un pic ce înseamnă punctele contributive, punctele necontributive și de stabilitate, pentru că acum valoarea pensiei ar fi făcută din acest VPR, deci valoarea Punctului de punctului de referință. referință mulțit cu numărul de puncte, iar numărul de puncte înseamnă punctele contributive, necontributive și de stabilitate. Mai exact ca să înțeleagă toată Bun, în lumea. primul rând ar trebui românii să știe că VPR-ul astăzi este 71 de lei, iar de la 1 ianuarie va fi 81 de lei, datorită faptului că VPR-ul este raportul dintre valoarea punctului de pensie și 25. 25 reprezintă media stagiilor de cotizare din sistemul public din România.
Prin urmare, având valoarea punctului de pensie 2032, începând cu 1 ianuarie 2024, vom avea un VPR mai mare, 2032 supra 25, vom avea un VPR de 81. Ne putem calcula pensia mulțind VPR-ul cu numărul total de puncte. Numărul total de puncte este dat de punctele contributive. O noutate a legii o reprezintă faptul că puncte contributive de acum înainte vor fi și cele obținute datorită perioadelor de acord global, datorită sporurilor nepermanente, premiilor pe care angajatul le-a Toate obținut. vor fi luate în calcul. Toate vor fi luate în calcul, spre deosebire de ceea ce avem în acest moment. Pe lângă asta, vom avea perioadele asimilate, necontributive asimilate. Aici vorbim despre studii, facultate, se ia în calcul o singură dată. Dacă este cazul, pe regimul Bologna, vom discuta despre facultate plus master și dacă este cazul, la zi și fără a munci în acest timp, doctorat. Deci toată perioada de pregătire a unei persoane, ăsta este motivul pentru care am spus și mai devreme că discutăm despre încurajarea învățăturii, încurajarea cunoașterii, toate aceste perioade sunt perioade necontributive asimilate pentru care se acordă punctaj suplimentar. De asemenea, se iau în calcul concediile medicale, șomajul, armata, la perioade necontributive asimilate. Pentru perioadele de stabilitate, am spus deja, se acordă punctaj suplimentar pentru stagiul de cotizare peste 25 de ani, în felul acesta, încurajând munca și faptul că angajatul nostru a rămas în continuare, muncește și în continuare cotizează la bugetul asigurărilor sociale de stat. Ați făcut niște simulări, cam în medie, cam cu cât ar crește pensiile? Fiecare pensionar este unic, după cum fiecare pensie este unică. Pentru a calcula pensia unui pensionar, trebuie să ținem cont de toți parametrii pe care i-am enumerat mai devreme. Vom avea pensii care vor crește poate cu 1%, pensii care vor crește cu 80%. Care Am ar fi avut acestea? simulări făcute de colegii noștri de la Casa Națională de Pensii cu persoane care se află acum în indemnizația minimă socială și care, pe calculele noastre, vor avea o creștere de 87%. Deci, în acest moment se primesc 1125 de lei fiind în indemnizația minimă socială și de la 1 ianuarie aceste persoane vor primi 1281 de lei datorită majorării cu 13,8%. După recalculare vor avea un venit. Deci pentru o persoană cu 35 de ani stagiu de cotizare, venitul minim, acum suntem tot în indemnizația minimă socială de 1125, după 1 septembrie vom avea o creștere importantă a venitului, ajungând la o pensie de peste 1900 de lei. Adică indemnizația socială minimă va fi în jur de 1900 de lei. Nu. Adică indemnizația, adică vor fi persoane care datorită faptului că au contribuit vor ieși din indemnizația minimă socială, datorită acelor puncte de stabilitate. Și indemnizația minimă socială va rămâne la aceeași valoare, 1281, cât va În fi de la 1 ianuarie? 2024 vom avea o indemnizație minimă socială de 1281 de lei. Aceasta va fi valoarea indemnizației minime sociale, dar sigur, datorită noii formule, vom avea pensionari care vor ieși din indemnizația minimă socială și care vor beneficia de o pensie mai mare. Adică în acest moment este vorba cam de
un milion de oameni care au. 1.200.000 de români în acest moment beneficiază de indemnizația minimă Și socială. după recalculare, cam câte ar fi? Avem simulări în sensul acesta, dar aș prefera să finalizăm recalcularea, după care să venim în fața dumneavoastră a opiniei publice din România cu concluziile. Doamna ministru, deci cea mai mică pensie din România putem să spunem că va fi din septembrie anul viitor 1.900 de lei? Nu, cea mai mică pensie din România va fi de anul viitor 1.281 de lei, indemnizația minimă socială. Nu toți cei care sunt în indemnizația minimă socială vor ieși din aceasta, fiindcă depinde, în primul rând, care sunt condițiile din cauza cărora se află în indemnizație minimă socială. Putem avea în indemnizație minimă socială, de exemplu, o persoană care primește indemnizația minimă socială din cauza de invaliditate, sau putem avea în indemnizația minimă socială o persoană care practic are o pensie de urmaș și se află în indemnizația minimă socială din acest motiv. Dar toate acestea, după cum CNP-ul fiecăruia dintre noi este unic, pensiile sunt unice, situațiile da. Sunt unice, situațiile trebuie analizate de la caz la caz. Oricum, pentru fiecare categorie, efortul pe care l-am făcut este de acela de a veni cu o lege cât mai clară, cât mai simplă, cât mai ușor de aplicat și care cu adevărat să aducă cât mai aproape de echitate sistemul public de pensii din România. Doamna ministru, coșul minim al românilor în anul 2023, în anul în care noi, și în ziua în care noi purtăm această discuție, este pentru o singură persoană, potrivit datelor, de 3.807 lei. Cum ar putea să se descurce și cum i-ați explica unui pensionar care va câștiga, să nu zic 1.281 de lei, 1.900 de lei, că după recalculare, că este o pensie bună? Eu cred că pensionarii sunt înțelepți și pensionarii cred că înțeleg exact efortul pe care România îl face și pe care îl va face și în anii următori. Și cred că pensionarii înțeleg că chiar și acest coș minim, pe care ni-l dorim cât mai plin, datorită reformei pe care o facem în sistemul public de pensii, va fi mai plin decât până acum. Este important ca împreună să venim pe lângă chestiunile care țin de reforma pensiilor și cu alte reforme importante pentru România. Este foarte important să înțelegem că pentru a putea să plătim pensii și salarii, trebuie să avem o piață a forței de muncă puternică, o piață a muncii puternică. Și pentru asta, sigur, este important să înțelegem că una dintre principalele probleme pe care le au angajatorii în România acum este nevoia de forță de muncă calificată. Și aici va trebui să fie un alt efort pe care Ministerul Muncii și Solidarității Sociale să-l facă în perioada care urmează, acela de a veni cu politici active pe piața muncii, astfel încât să avem o piață a muncii mai atractivă, astfel încât să răspundem nevoilor angajatorilor și datorită acestui lucru să reușim să contribuim mai mult și să susținem sigur și pensii și salarii mai bune, dar în primul rând reușind să producem mai mult. Forța de muncă activă, mare parte ei, a României este în străinătate. Bun. Cum îi aducem înapoi pe oamenii ăștia ca să contribuie, nu? În logica ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme. Având o piață a muncii atractivă, sigur, vom fi mai atractiv inclusiv pentru ai noștri care au plecat în străinătate. Veți vedea că Ministerul Muncii în perioada care urmează va veni cu noutăți și în ceea ce privește partea de formare profesională a adulților, cât și în ceea ce privește politicile de ocupare. Împreună cu colegii noștri de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, împreună cu sindicatele, împreună cu patronatele, dorim ca până la sfârșitul anului să finalizăm un proiect de reformă și în ceea ce privește piața muncii. Și dorim să venim și aici cu măsuri
care să transforme piața muncii din România într-o piață mai atractivă, dar mai ales cu măsuri care să-i ajute pe angajatori, care dacă până acum câțiva ani considerau fiscalitatea o problemă importantă pentru dânsii, acum consideră lipsa forței de muncă calificate ca una dintre principalele dificultăți. Și aici este locul și rolul în care Ministerul Muncii va intra în haina de partener activ al acestora și împreună cu acesta ne dorim ca în anii care urmează să venim cu măsuri, cu politici care să transforme piața forței de muncă din România și piața muncii în piețe mai puternice. Doamna ministru, la elaborarea noii legi a pensiilor, i-a luat în calcul și pe românii care muncesc în străinătate? Adică un om care lucrează în străinătate, nu știu, 20 de ani să zic, sau 15 ani și pe aia se întoarce în da, țară. Avem acorduri cu colegii noștri din statele UE, suntem într-un sistem comunitar de pensii, sigur că drepturile românilor în străinătate sunt recunoscute. Să știți că am fost la începutul lunii octombrie la Consiliul de Ministri la EPSCO și am avut negocieri clare cu privire la drepturile românilor cu miniștrii din țările UE, inclusiv cu ministrul din Italia, acolo unde, din păcate, dosarele de pensie ale românilor așteaptă prea mult. Avem întârzieri și de peste 3 ani pentru finalizarea dosarilor românilor. Am avut rezultate concrete ale acestei întâlniri. Dacă până la întâlnire, la punctul INSP de la Terni din Republica Italiană, erau 2 lucrători alocați pentru România, doamna ministru a dispus suplimentarea cu un număr de 10 lucrători, iar așteptarea noastră este că timpul de procesare a dosarelor de pensie ale românilor va fi mult mai scurt. Vom continua să urmărim acest proces. După cum știți, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale are reprezentanți atașați pe probleme de muncă și sociale în o parte semnificativă din țările Uniunii Europene și împreună cu colegii noștri urmărim cu atenție acest proces, astfel încât drepturile românilor să fie respectate și reconstituite, inclusiv dreptul la pensie. Adică un român care lucrează în străinătate și se întoarce în România după ce termină, are vârsta de pensionare, va primi bani pensie din România pentru cât a lucrat aici și din Italia, că ați dat exemplul ăsta. Din țara unde a lucrat pentru perioada lucrată acolo. Doamna ministru, salariul minim a fost o creștere acum, de la 1 ianuarie va mai fi o creștere a salariului minim? Bun, salariul minim știți foarte bine că nu-l stabilim din pix. Salariul minim este rezultatul negocierilor pe care le avem cu partenerii sociali. La masă, sigur, se așează reprezentanții guvernului, dar reprezentanții patronatelor și sindicatelor. În urma acestui Consiliu Național Tripartit se stabilește valoarea salariului minim. Deci este vreo șansă de la 1 ianuarie să crească salariul minim? Aceasta este decizia care se ia în acest Consiliu Național Tripartit. Sigur, după ce o să avem această reuniune, îi vom anunța atât pe angajați cât și pe angajatori, mai ales pe angajatori, fiindcă este foarte important să fie predictibil acest proces, astfel încât fiecare să știe cum se pregătește pentru 2024. Doamna ministru, am văzut că ați fost foarte optimistă în timpul discuției noastre că este o lege, noua lege a pensiilor este o lege sustenabilă, că se vor găsi bani pentru aplicarea acestei legi. Pentru final v-aș întreba dacă excludeți o creștere a taxelor pentru a putea pune în aplicare această lege. Bun, după cum v-am spus și mai devreme,
partea de politici fiscale este apanajul colegilor noștri de la Ministerul Finanțelor, dar ceea ce eu cred cu siguranță este că efortul pentru 2024 de 0,6 din PIB este un efort pe care România poate să-l ducă printr-o mai bună colectare, printr-o scădere a evaziunii fiscale și fără a crește taxele în România. Dar din 2025, cum avertiza Ministerul de Finanțe? Bun, după cum am spus și mai devreme, cel care face politica fiscală a României este Ministerul de Finanțe. Este important să știe românii că noi, Ministerul Muncii, am făcut o lege a pensiilor sustenabilă și la care toate aspectele, inclusiv impactul și impactul suplimentar, sunt cunoscute dinainte de a veni cu proiectul în guvern și în parlament. Să știți că noi toți, toate ministerele de linie și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, noi toate ministerele am primit aceleași date de la Banca Mondială. Iar modul cum a fost construit legea este un mod care să poată fi dus de bugetul României. Ați primit aceleași date, dar se pare că le-ați citit diferit, la Ministerul Muncii într-un fel, la Ministerul Finanțelor în alt fel. Este foarte important ca atunci când ne dorim să găsim soluții, cu atât mai mult cu cât soluțiile sunt pentru ai noștri, pentru românii noștri. Și cu atât mai mult cu cât, sigur, obligația mea este să fac tot ceea ce pot, astfel încât să încurajăm munca, iar împreună cu colegii din guvern, inclusiv cu cei de la Ministerul Finanțelor, să găsim soluții pentru susținerea acestor măsuri. Vom vedea dacă la fel de optimist este și domnul Eu ministru al finanțelor. nu sunt optimistă, înțeleg prudența colegilor de la Ministerul Finanțelor, nu sunt optimistă, după cum am spus și mai devreme, îmi doresc doar ca la muncă egală să avem pensii egale, iar în baza acestei reforme, fiecare român să poată ști exact, în funcție de cât a cotizat și care este parcursul pe care l-a avut, care sunt drepturile domniei sale de pensie. Despre asta este reforma pe care noi am făcut-o și pe care îmi doresc ca românii să o cunoască cât mai bine, astfel încât să știe la ce se așteaptă, la ce ne așteptăm fiecare dintre noi atunci când vom deveni pensionari. Doamna ministru, da, unii dintre noi mai au mult timp până la pensie, alții mai au puțin timp până la pensie. Să sperăm că toată lumea va beneficia de niște drepturi și de niște bani care să le asigure, să asigure un trai decent. Vom vedea dacă vor rămâne lucrurile așa. Eu vreau să le doresc tuturor celor care urmăresc Hot News să aibă parte de o pensie îndelungată și în care să se bucure de cea de-a treia tinerețe. Doamna ministru, vă mulțumesc și vă aștept la Hot News, la interviurile Hot News, de câte ori este nevoie să discutăm despre lucruri care, într-adevăr, sunt de interes pentru români. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc și vă doresc numai bine.